vrei să ne arăți ca și tu bani, mă? A scăpat un urât deșteaptă și a spălat-o și acum o fâlfi ca să s-o usuce. Ce-mi aud urechile, mârlănele, o fâlfi? Ba! Ce-am văzut? Ce faci ăsta? Faci sex pe fotelul meu? Nu, nenea asta, tanti! Cum de mă mă faci clar în față? Mârlănele, nu mai fâlfâi degeaba și treci dincolo, că m-au strânit copiii ăștia. Te-ai vrăzit, mă tonește, că ăștia nu făcea sex. El și-a deșit de vorbă, zi mă! Da, tanti, discutam și noi. Păi așa, încălecați? Păi ce să facem, tanti? O ți un pală la mine ca să nu ocupăm două locuri. Că după aia poate ne iei chirie. Hai și chierga, borele, că nu ți-am luat niciodată chirie. Autodenunțul este mama justiției. Bună ziua, comisar. Jepcarul de la fisc. Am primit o serie de sesizări cum că aici ar locui niște chiriași, iar matroana, asta, mă rog, patroana, mă rog, proprietarea sa nu plătește impozit. Aaa, ce aud, ce impozit, care impozit? Eu plătesc tot, eu nu sunt datoră la stat. Cine te-a mințit așa, zică-l crap? Vecinii meu. Aaa, vrea asta, sigur, e mâna lui Mușchiurică, să știi. Ala vrea să se răzbune că îmi mai arunc eu de când în când gunoiul peste gard la el. Ce faci, bă, porcule? Păi da, mai arunc de când în când. E tot peronul mic, ce vrei, două ore să umple. Dar stați liniștiți că rezolv eu, doar sunt dita mai... Evazionistul fiscal, da, da, da. Domnul Mârlanu, avem o sesizare și pe numele dumneavoastră pentru spălare de bani. De unde știi, mă, că de-abia i-am spălat? A, deci recunoașteți infracțiunea, perfect. Se va lăsa cu închisoare de la 3 la 7 ani. A, așa... Ce? Și că chiorate vorbește cu el, că-i coleg de-al tău. Ce faceți, domnișoară, unde plecați? Eu? Da. Eu eram în vizită, plecat. Da? Da? Păi să știți că am o sesizare și pe numele dumneavoastră, cum că locuiți aici, fără acte legale. Ce sesizare? Ce reclamați? Ce balivernele astea, că trânsa chiar nu locuiește acilea? Trânsa a venit numai în vizită să ne vadă. Și vă rog să țineți cont de ce vă spui, că sunt și eu un om al legii ca și dumneavoastră. Sunt coleg cu dumneavoastră, eu sunt un om integru. De-aia e șpagă de la toți contravenienții. Pentru dumneata... toate plângerile. Spagă! E misiuși pruntate! Asta e mâna lui Harfia aia de Afrodita. Asta vrea să mă înfunde. Ah, cu omor! Perfect, trecem la dosar și o tentativă de omor. Mai trece, domne, nimic dacă ne nebunești de cap. Mai te cerți în gură! O să discut eu cu domnul, că vă știți niște momâi. Domnul Fișculescu. Da. Sper că ne putem înțelege și noi, ca niște oameni, adevărat ce sunt. Hai, câte dacă ne înțelegem, te premiezi. Uite, dacă vrei, mă las amendată de fiecare dată pentru câți infractori sunt în casa asta. Dacă vrei, arde-mi niște penalități, mă, ustule! Pupăză! Da, eu sunt pupăza ta și tu să fii cucu meu, da! Pupăză! Bravo! 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 Ok, m-ai convins, al tău e rolul. Ce rol pupăză? El o să fie prezentatorul noii mele rubrici cu camera ascunsă. Adică totul a fost o farsă? A? Nu că-i talentat? Haide mă, că vă fac eu cinste ca să vă treacă sperietura, mă! Să... Ai chiar focul! Mă, tare nu dai bre? Nu, că eu sunt pacifistă. Make love, not war. Cocoșel, păi dacă tot ai câștigat rolul ăsta, hai să te primieze, baba, vină un coșul. Ia coace, unde vă cuță, nu știu te primieze, ia coace, băi! Hai, hai, repejor, și să nu intre nimeni până nu ies eu, ai înțeles? Da, doamnă, am înțeles. E puroaica naipii. Vandame... e groasă rău. Și te pomenești că nu-ți mai place. Eu te face și mortorea în naibiu. Am zis să nu mă deranjeze nimeni. Nu e nimeni, doamnă. A lovit menajera ușa cu teul. Neatento! Mai bine că e și menajera, că altfel ascultă băgăcioasa aia de Betty. Vandame, situația e groasă. Am aflat din surse că fiscul a început goana după bani. Îi ia la purica pe toți ăștia cu averi. Păi și noi avem averi? Nu, că suntem proști, dar ei cred că avem.
Și când o să te caute în acte... Ne controlează și la acte? Nu, dracă, doar în buzunare. Păi tocmai am încasat șpaga de la... Staci, naibii, vrei să te audă? Păi n-ai zis că nu poate să asculte la ușă? Nu, Betty, Fiscu, crezi că ăștia n-au pus microfoane? Vorbim acasă. Bună ziua, inspectorul fiscal Popescu. Am venit aici pentru oameni. Știm pentru ce, știm pentru ce. Bal dracu, fămpăi, nu se lasă. Vrei să impozitești paga pe care o iau de la șoferi? Nu-i așa, bă, aragați cu patru ochiuri. Domnule, să știți că eu nu permit. Sau vrei să mă pui pe mine să plătesc CASE-ul, CNSE-ul, CSRL, frăția și mai mama dracu, ce mai să impozitează la banii pe care îi spăl eu? Că eu spăl bani, bă, iote. Eu... S-a dus seria. Să nebunesc, trebuia să-i spăl cu programul ăla de 30 de grade. Mi mai schimbă la bancă. Da, nu. Da. Am înțeles că aici locuiește o... O divă sexy și penală. Aia, vezi? Și când zic penală, nu mă refer și la faptul că sunt evazionistă. Că sunt și evazionistă. Pentru că țin închirie mii de persoane. Bambeci, am sute de africani pe care îi trec ilegal granița. Dar nu-mi dau niciun ban. Îmi plătesc în natură, eh? Ce zici, inspectorașule? Ai destul sânge în instalație să-mi impozitezi sexul, că eu vreau. Să știți că acest autodenunț este foarte grav. Ce mor tu? Dumnezeu este una dintre africane? Exact că te-ai prins. De? Dar păi ea nu trec granița. O păstrez acelea la produs, că a fost panorama de lux. Iar eu o să-i fiu matroană. Da, și eu am să fiu peștele ei, că eu sunt păblat cu poliția. Păi dacă ai să fii peștele meu, nu vrei să mâncești tu primul? Ca să vezi dacă sunt bună de produs. Cum să nu bună, bunăciunea, tantișor. Plătește-i lui dânsul impozitul, că eu mă retrag cu bunăciunea puțin. Du-te, du-te, să lași banii pe notieră. Chiar. Jeperinule! Care te și tu, că am de dat o declarație de venit. Cu plăcere, tanti. Hai pe guștere, să nu-i să-mi impozitezi și mie firmele XXL, că eu fac firme XXL, mă, și le vând lui Pupăză să le difuzeze la Pupăză Show. Dar poți să-mi iei și 80% impozit, mă, iote. Pe asta. Ascunde-te, bă, dă-mă o telare jos, că te ordă-și. Pleacă, bă, dar ia, că-ți perii copilul ăsta și nu poate să mai mă ardă. În casa asta se întâmplă lucruri penale, domnule. Ce-a mort tu? Da, păi trafic de persoane, violuri, dare de mită, luare de mită, nici nu ne mai știu numărul. Las că-și pune baba numărul, ce zici de 69, a? Trafic de droguri mai lipsea și era... Da, să știi că nu lipsește nici traficul de droguri, că eu sunt a mai a dracului, traficantă de droguri. Și mi-am ascuns drogurile în toate orificiile. Ia perchezițiunează-mă, că ăsta e corpul de lic. Nu, nu, hai, hai, acum hai, nu am mandat, dar hai, o să mă întorc. Vreau faci, măi! Ce-am făcut-o? Mai vine el pe dracu pe la noi. Pupăzare! Mă-și mie de așa, dă-l pe puiulețul ăla înapoi, că dacă nu te violești puțin. Stai, bre, stai, pe cine s-aduc înapoi? Pe cine? Pe celălalt de la camera ascunsă, care a fost acelea. Dar eu n-am mai trimis pe nimeni, bre, n-am mai... Pupăzare, bre! Stai, stai, bre! Stau, stau, a fost aici un... Unul de la fisc. A plecat? Vai, mulțumesc, tanti, că ne-ai scăpat. Pupă, mă. Asta a fost de la fisc. Iac! Așa, suflețelule, că dacă o să te am la mână, o să te am și la pat.
așa, Jerry, dă-i oarnă. Ce te uiți, mă, așa? N-ai mai văzut femei în viața ta? Ștergeți balele, godacule. Când ai tu șansă vreodată în viața ta să pui mâna pe așa ceva? Pe cât că pun. Dacă pui mâna pe a mea, te joc în picioare. Cine e acasă? Ce? Nimeni. Adică eu. Bă, o caracterizare mai bună nici că puteai să-ți faci. Nimeni, adică eu. Păi și dacă nu-i nimeni acasă, tu ce cați acasă, mă? Hai, dă-i fuga la club. Și ce? Că ai treabă. N-am nicio treabă. Ba, hai, mă, că spune asta. Ok, am. Dar ce treabă am? Ieși, ieși, că o să găsești tu ceva treabă pe acolo. Mârleanu, ce faci? Stai că ți-l aranjez eu. Ia uite ce strâmbi. Chiar am eu impresia sau ăsta a început preludiul în locul tău, a? Bă, măgarule, tu nu polonești, mândruța? Păi dacă e pe de poloneală, tu trebuie să stai că te polonești la aia. M-am împiedicat, am vrut să... Păi dacă te-ai împiedicat, nu găseai alte mânere de care să te ții, mă? Adică sunt mei sunt mânere? Nu, mica, era doar așa o metaforă. Am văzut ce mi-ai făcut? Ce porcule? Ce adicăși? Dacă nu te găsește, mă răzbune, torționarule! Visează ea non-stop. Ce cauți aici? Ce să caut, mă? Am venit ca să-ți transform visul în realitate. Dar nu dormeam. Dar tu ce cauți aici? Că nu te așteptam să vii la mine. Da, v-am zis să-ți fac o surpriză, dar... Dar ce făceai? Ce făceam? Ascultam muzică. Muzică. A, muzică. Ia să vede. Ia. E B.U.G. Mafia, featuring Romeo Fantastic. Dar nu știi că îmi place B.U.G. Mafia? Dar tu ce ai venit la mine cu mâna în... Păi da, eu știam că ești la cură, de-aia n-am adus nimic. Dar nu la mâncare mă refer, fomistule. Tu de flori ai auzit? Păi la ora asta, mă, Betty. Păi ce să-ți fac dacă nu te-ai gândit mai devreme? Că așa se vine la o iubită, cu flori. Eu vreau flori, du-te și ia flori. Vreau flori, du-te și ia flori. Dacă vrei flori, da, mă duc să iau flori. Dacă vrei flori. Tu să iau flori. Te urăci. Adrenalina pe care ne-a băgat-o fiscul noastre face minuni. Să știi. Și am fost inspirată când am zis să filmăm. Ai grijă pe unde pui caseta, că dacă ajunge mâinile cui nu trebuie, am pus-o. Iar am pus-o? Mersi, Doamne! Al meu ești sufletel! Dorajile! Auzi, iubita mea? David! Ia zi, cum justificăm banii aia dacă vine fiscul? Că ai zis că vorbim acasă. Inventează și tu un impozit nou și zici că l-ai colectat. Ce impozit să mai inventez, dragă, că... La noi se impozitează tot. Doar respiratul a mai rămas neimpozabil. Zic că-i taxă de intrare în primărie, na. Ema, nici dacă am fi Gara de Nord, nu s-ar strânge suma pe care trebuie să o justificăm noi. Dar zic că e taxa mare, ca să scap de nebunii care vin cu cereri aberante. Ca la justiție, dragă. Cum au mărit taxa de timbru? Cum au scăpat de procesomani, înțelegi? Păi știi că ești fată deșteaptă? Știu că de-aia mi-am luat tăuraș focos. Ia zi, mai tragem o dublă? Premiu! Hai că am auzit că la film a patra dublă iese bine. Iubita mea, la noi nu mai e de mult film. E documentar despre iepuri. Opa! Ce? E de rău, șeful. Mi se arată zăprele. Și o sumă măricică de bani. Uitați-vă aici. Aia sunt banii?
Nu, alea sunt urmele mele de ruși. Ăia sunt banii. Dar nu ei sunt problema. Zăbrelele. Că asta înseamnă pușcărie. Fiscu. Corect, fiscu, că mi-arată și ceașca. Și mai mi-arată că inventați un impozit nou. Îți arată ceașca asta? Da, un impozit pe intrare în primărie. Ia uite. Băi, tu ești vrăjitoare. Sunt vrăjitoare. Dacă eram vrăjitoare, până acum erați al meu, nu? Opa! Ce mai e? Nici nu știu cum să vă zic asta. Spune, nu mai fierbe atât. Spune odată! Zice că vă despărțiți de o brunetă cu funcție. Nu? Mai aveți și alta? Normal că nu mai am. Și mai zice că vă găsiți mare iubire. Una mai focoasă decât Emma. Există? Normal că există. Ci că e o tipă șatenă, sexy, un pic perversă și are un nume care începe cu litera B și se termină cu litera E. Beyoncé! Am invitat-o să cânte la Zilele Bucureștilor. Nu zici că cu asta m-ar lăsa și Emma să o fac? Dar ce zic eu m-ar lăsa? Ar veni și ea? Mă duc să o întreb. Beyoncé! Beatrice! Nu Beyoncé! E clar. Caseta rămâne ultima soluție. Bun găsit, dragi telespectatori! Vă propunem în această seară o nouă emisiune filmată cu camera ascunsă. Bau! Betty, ce surpriză! Păi numai tu să-mi faci mie surprize, măi, pupăzel, mă! Auzi? Da? Nu știu, am așa o poftă de ceva dulce. Sunt la dispoziția ta. Înfruptă-te din mine. Mă, pupă, zeamă, eu am poftă de prăjitura aia bună din colț pe care mi-o iei tu. Că nu știu, cred că mi-a scăzut glicemia și mă ia și cu amețeli. Și așa amețită, știi tu, nu pot să mă înfrupt din... Îmi iei... Sigur că ți-au... Am zburat! Câte vrei? Adică lasă că iau toată cofetăria pentru tine. Am zburat! Așa... Așa... Hai, dorașele! Pupăză! Vezi că îmi trebuie și mie biroul tău pentru un casting! Auzi, Betty! Hai că m-am răzgândit, mâncăm prăjitura la cofetărie. Să stăm și noi ca boierii la masă, nu ca sărăntocii la pachet. Hai, acum, hai. Da, fată, da, s-a strâns ceva. Și am ascuns ca să-i fac o surpriză de ziua lui. Nu, n-are cum să-i găsească, că i-am ascuns în coșul de rufe murdare și nu se apropie de el de frică să nu-l pun să spele. Da. Exact. A fost cam mincinosă cafeluța aia ta, Betty, că Beyoncé nici nu mai vine. Te v-am zis eu că era vorba de ea. Dar de cine era vorba? Zi? Habar n-am, că asta e altă cafea. Și asta zice altceva... Ce zice? Zice că doamna ascunde bani de dumneavoastră. Emma? Cât? Mii de euro.
N-are cum, că Emma, dacă vede peste 1000 de euro, se excite și sare pe mine instantaneu. Deci o prindeam până acum. Dar sare și de 4 ori pe zi pe dumneavoastră. De unde știți că nu-i și de la bani? Dar de unde știi tu că sare pe mine de 4 ori pe zi? Îmi zice cafeaua de la cafea. Păi ești nebună? Auzi, dar unde ține banii, nu-ți zice? Ba da. În această seară, numai la Pupă The Show, în direct, și sunt convins că și reluare. Domnul Pupă The Show? Nu avem buget și pentru alte emisiuni. Inspector Popescu de la Fisc. Am o sesizare cum că dumneavoastră ați obține venituri din producția și difuzarea de filme pentru adulți. Eu, Doamne ferește, dar cine v-a zis, domne, tâmpenia asta? Mârlanu, colegul dumneavoastră de casă. Mincinos ordinar! Dar e o tâmpenie, domnule, e o dobitocenie! Mm-hmm, sigur că da. Poți să o arunc o privire sau trebuie mandat? Uitați-vă, uitați-vă, domnule, cât vreți că eu nu am nimic de ascuns. Poftim, Doamne, unde l-a dus? Vină tu cu mine, că tu ești mai sensibil. Lasă că pleacă imediat. Primarul și prefecta? Aha, deci vă ocupați și de șantaj. Nu-i nimic, nu-i nimic, o să raportez. Stai un pic, că nu e a mea. Eu nici nu știu cum a ajuns aici cu... Mârlan ordinar! Lovor! Îi tai gâtul! Îl căsăpesc! Ok, ok, trecem și crimă cu premeditare. Vai, da, ce scris frumos aveți. Ce să știa nevastă? Bani? Dar de unde ai? Auzi, treci încoace că mă excită grosimea teancurilor. Emma, încetează că sunt bani ascunși de tine în coșul de rufe. De mine? De mine? Nu face pe neștiutoarea cu mine. Nu i-am ascuns, iubi, jur, păi ce eram nebună să-i pun în coșul de rufe dacă-ți venea să bagi rufe la spălat? Dar cine i-a ascuns, dragă? Te pomenești că fiscul, ca să mă pot acuza de spălare de bani, nu? Fiscul, opoziția, și dacă au intrat și au lăsat bani în coșul de rufe, sigur au pus și microfoane să afle ce afaceri facem. Înțelegi? Ce faci? Ce ne faci, femeie? Faci, mă, femeie! Mă asigur că nemernicul care ne asculta nu o să mai poată comunica cu șefii cel puțin câteva zile. I-a făcut-o. Și cu banii ce facem? Păi, îi cheltuim ca să ștergem urma corpului delict. Bună, iubito! Da, ce bine stă... Așa, în vernil. Hai că de data asta, uite, n-am mai venit cu mâna în fund. Așa că nu mai ai motive ca să... Aha. Deci pot să rămân la tine în noaptea asta? Ce zici? Că nu te înțeleg. Că vreau să mă culc cu tine. Nu pot să cred. Putem să dormim doar, adică tot e un pas înainte. Am surzit. Îmi pare rău, dar mă duc la doctor.
Măi, Betty, stai mă așa. Deci eu văd că tu continui să mă respingi. Păi dacă nu mă vrei, de ce te-ai mai cuplat cu mine, femeie? A fost un accident, pupă, să vorbim mâine, că acum nu ne înțelegem. Auzi? Dar nu mai bine, nu mai vorbim noi niciodată. Ok. Ok. Mă, Betty! Mă, Betty, stai mă așa că eu am glumit. Betty, eu pot să stau cu tine și fără sex. Că mă descurc eu, nu-i problemă la mine. Așadar, să recapitulăm. Dumnea ei este prostituată africană cu acte în regulă. Sau, mă rog, în neregulă. Domnul inspector, trebuie să fie o eroare, ceva. Da, este o eroare faptul că un șpăgar ca dumneata a ajuns șef de secție. Nu este adevărat, eu nu sunt șpăgar, este o minciună șfruntată. Plângerea asta crezi că e făcută de măgarul ăsta. Vrea să se răspune că l-am altuit mai adineaurea, că m-așa memițat. Băi, nu, băi, eu nu te-am chis nebun la cap. Eu n-am făcut ceva în plângere. Eu nici măcar nu n-am mai scris cu pixul de când eram în școală. Care școală, mă? Corect. N-am scris niciodată cu pixul. Mm-hmm. De aceea te-ai apucat să faci filme porn. A fost o glumă. Eu n-am să nebunesc dacă apară vreun film. Așa e. Tu nu apari în niciun film porn. Tu doar le filmezi. Și pupăză șantajează vedetele cu ele. Uite dovadă. Ce? Nu știi? Nu știi, nevănicule, nu tu mi-ai pus un birou? Eu? Bine, domnul, mi-e plac femeile. Nu mi-am pus niciodată cu bărbați. La casetă mă refeream. Dar lasă, lasă-mă, Raneco, să le spun eu lui Emma și Van Damme că e filmat în timp ce făceau sex. Asta e pe casetă? Da, nu-i video, de pe... Mai două minute ne iertați, că ăștia sunt zeii sexului. Și după aia vă dăm caseta înapoi. Asta nu trebuie să pierdem. De orașul meu. Ce mi-aud urechile. Și iubițelul meu de față. Nu vreau, lasă-mă aici. Da-ți dracu, din gura, zevelinule, că nu la tine mă refeream. Ce la cucoșelul ăsta mic, ia zi puiuleți, de data asta, ai mândat? Are, că mi-l-a arătat mie, tantișor. Ah, ce bine pare, că de când îmi doresc să mă las perchez niciodată. Treci. Ajutor, salvați-mă, vă scap de orice acuzație. Și ne lași nouă mapa aia cu dovezi? Da, vă luăm tot. Bine, coacele, bine, unde fui? Tantișor, da? Tantișor. Hai, lasă-mă. Așa, și mai bine dotat. Bine. Vai, mărdărănere! Ce faci, bre, nu vreau! Care cum, da? Lasă, băi! Taci, mărlane, ca libertatea cere sacrifici! Auzi? Cunțelet? Stai, bre, pleacă, mă, dai, seara! Treci! Păcuriță! Treci! Stai, mă, Micăle! Deschide ușa, mă, făitule, că te găsește, vraci! Hai, da! Stai, ai răbdare, mă, Micu! Uite-ai, dracu! Mamă, ce bucăți! Da-te! Aici. Am zis că-ți fac o surpriză ca să ne împăcăm. Păi ne-am certat? Nu? Adică, nu, normal că nu ne-am certat. A fost doar așa o divergență de opinii ca între intelectuali. Da, lasă asta și hai vino să-ți arăt surpriza. Pupăză, n-am timp acum, că trebuie să-i ghicesc în cafea lui... De orașul meu... Tu mi-ai luat caseta, nemernicule! Stați, doamnă, stați, că
Nu, el a recuperat-o. Pentru că ăia din opoziție de v-au furat-o, au vrut să o dea pe post la el. Pe bune? Păi, mersi, mă, pupăză. Bravo, o să mă revanșez eu, dar acum dăm caseta. Și dacă tot s-a găsit, cred că nu mai e nevoie să înghicești. Da, hai, hai, pupăză, hai! Imediat, hai! Nu mai e nevoie. Ia. Pa! Iubita! Mi-ai salvat viața! Tu chiar mă iubești! Ți-a trecut și ție prin cap să faci măcar o copie? Atunci nu te las decât să mă pupi. Pedeapsă. We love to entertain you. We love to... Ce faci, doamnă prefecto? Uite, lucrez. Am o groază de treburi. Fata, tu ești varză, fata, tu rești, fata că munca face riduri. Deschide, fata, și tu televizorul, fata. Aaa, da, că încep mundenii. Păi da, fata, venim la mundenii. Auzi, fata, stop, permiți o întrebare? A, cum adică, fata, venim la mundenii dacă suntem aici? Pilaf. Nu, că eu sunt pacifistă. Make love, not war. Pupășel, iar... Păpușel. Nu că eu sunt pacifist, să vei love, not war. Păpușel, băiam să-i zic. Autodenunțul este mama justiției. Bună ziua. Comisar, comisarul ăla. Am primit o serie de sesizări, cum că aici ar locui niște chiriași care... pentru care patroana, pentru care, hai! Ia uite pe șicarul! Autodenunț? De unde știi? Am mai fost pe la voi! Da! Bravo, bravo, bravo! Am o presimțire că ăsta-i jucarul, nu spune! Nu spuneți, uitați-l că jucarul! Simpia! Pupăcel! Da. Să faci bine să te duci după ăla și să mi-l aduci înapoi, că dacă nu te violești pe tine... Stai, prea, stai, că pe cine s-aduc înapoi? Cum pe cine? Pe celălalt, la camera la asta! Puh! A dracu să fie de babă! Deci, brei, nu-ți mai puneți... Muștei! Nu! Nu-ți mai pune român ceai pe modern. Puneți muștei ca la matare la țară, că nu vezi că te ia de cap. Bună ziua, inspector fiscal Popescu. Am venit aici pentru o anumită domnișoară. A fost o glumă, vă jur, uite, să fiu așa, să depunez dacă...